decor luxuriant, Sonia Trifan și-a lansat o nouă colecție de rochii. Evenimentul în sine a fost bun poate doar pentru criticii de modă. Mult mai interesante și captivante au fost noutățile venite din partea vedetelor prezente, cum ar fi, de exemplu, celebra dansatoare orientală Yasmin. Sunt foarte curios că ai dispărut din atenția opiniei publice. De foarte mult timp. Da, poate că așa este, sau mai sigur așa chiar este. N-am dispărut chiar neapărat, dar am stat puțin așa mai în spate. Ai fost cumva plecată din țară sau ai rămas în România? Am fost și plecată din țară, plec, vin, tot timpul sunt în mișcare. Călătorile mele sunt în scop de business, și anume agenții imobiliare, câte probabil colegii tăi știu, dacă tu nu. Și în afară de asta, continui ceea ce fac eu cu, bineînțeles, belly dance. Am cursul private cu o singură elevă, deoarece sunt mult mai intense și mult mai bun augur. Dar viața dansatoarei Yasmin nu a fost mereu perfectă. Spune, te rog, în urmă cu ceva timp ai fost implicată într-un mic scandal cu un fost iubit? Nu a fost un mic scandal, a fost o mică discuție. Știi cum e, oameni care sunt desconspirați sau dați la o parte pe neașteptate, sunt ofticoși și atunci probabil că din acest motiv ei reacționează dubios. Deci Yasmin stârnește pasiuni, stârnește gelozii? Gelozii nu am stârnit niciodată, pasiuni da. Și mă bucur foarte tare să fac asta. E greu să ajungi la inima lui Yasmin? Momentan e un pic cam greu să ajungi. Deși anunțat în juriu, Oana Zăvoreanu s-a făcut remarcată prin absență. În schimb, Katinka Roman s-a bucurat că le-a jurizat pe fotomodele. Doamna Katinka Roman, după cât timp într-un juriu de modă? Nici nu mai mi-aduc aminte, de pe vremea neoliticului. Ce face fiica noastră? E foarte bine, foarte bine. Studentă sau? Nu, artistă. Cântă? O să cânte, da, se pregătește. Ar vrea să facă lucrurile așa cum trebuie, să studieze canto, să reia pianul, pentru că i-a făcut 8 ani de pian, poate ceva chitară și vedem. Katinka spune tot, ca la spovedanie. Spuneți-mi, mă rog, în ce relații sunteți cu doamna Oana Roman? Deocamdată am luat o pauză, dar sper să nu dureze mult. V-ați iertat așa de rău sau? Nu. Nici măcar, da, știi că întotdeauna eu cu ea, din cauza temperamentelor foarte diferite, am avut așa clenciuri, dar eu o iubesc, sunt oricând deschisă să discutăm, deci nu se pune problema, iar pe nepoata mea, pe Iza, o ador. Toate lucrurile se așează până la urmă, într-un fel sau altul. Deci până la urmă sângele apă nu se face. Da, normal. Da, și am citit o știre absolută umbucurătoare. Wow, așa? Că ați avut o aventură cu domnul Dan Bidman. Era un bărbat șarmant, un bărbat... Este, a fost, este și va rămâne un bărbat șarmant, sigur că da. Și va cuceri prin... Don Juan, adevărat. Și va cuceri prin cavalerismul domniei sale? Da, prin atitudine, prin inteligență, talent și în ultimul rând prin educație. Era un tip romantic la vremea respectivă? Eu cred că cine e Don Juan nu e chiar romantic, dar cum nici eu nu sunt o persoană foarte romantică, am fost pe aceeași lungime de undă. Ca lungime de undă a fost acea atracție fizică la care n-ați putut spune nu. Da, și nu numai fizică, și intelectuală, pentru că îl consider, mă repet, un artist extrem de talentat și pentru mine contează lucrurile astea. Am petrecut multe momente frumoase, am fost la multe concerte de ale lui și chiar am numai cuvinte de laudă. Și o ultimă întrebare, cât timp ați stat lângă domnul Dan Bidman? A fost o iubire de o vară. Deci 2-3 luni. Da. Dăm
Adriana Bahmuțeanu, life coach în iubire. Doamna Bahmuțeanu, spuneți-mi, vă rog, de la înălțimea experienței dumneavoastră de viață, ce sfaturi ați dat domnișoarei Ghițulescu, doamne Ghițulescu, să-și găsească un bărbat? Eu nu dau sfaturi. Mă rog, o sugestie. Când va fi momentul și va găsi ce vrea ea, nu vreau decât să fie fericită. Până atunci, cum să zic, și eu am fost singură o perioadă lungă, important e să fii bine cu tine, să te ocupi de persoana ta. Dacă tu nu te iubești pe tine, nu o să poată iubi nimeni un om defect. Deci despre asta e vorba. Da, dar totuși, iată, a trecut printr-un divorț dureros sau a trecut ceva timp și nimeni în viața domniei sale. Și eu, fată frumoasă, talentată. Nu răspunde doamna Bahmuțeanu în locul dumneavoastră. E fix treaba ei. Da? E fix treaba ei. Dacă ea e bine așa, bravo. Când o fi, o fi. Nu, de ce trebuie să alergăm chestia asta? Mi se pare, cum să zic, foarte aiurea. Să întrebe persoană de ce e singură, de ce nu se mărită, după ce s-a măritat, de ce nu face copii. Băi, e treaba ei. Lăsați femeia în pace. Bine, doamna Bahmuțeanu, gata. Atunci o lăsăm în pace pe doamna Ghițulescu, da? Mi se pare că e nefericită, mie mi se pare că e foarte bine, Claudia. Arată bine, se simte bine, să... Uite aici, un potențial tinere. Prea fericită. Nu poți să-ți fii fericirea asta. Felicitări, sunteți bunică de băiat. Străbunică, mă. Străbunică. Ce bunică, uite, nepoții sunt mari. Sunt fericită, mulțumesc bunului Dumnezeu că am ajuns această vârstă să pot să vă strănepotul, mă. Și v-ați obișnuit cu acest rol de străbunică? Nu, să nu sunt fericită. Eu știu, schimbați scutece ceva sau? Nu, acum sunt pampersul, nu mai trebuie scutece. Vă mulțumesc, vă pup. Amfitrioana evenimentului are ultimul cuvânt. Cât timp ați lucrat la această colecție? Fix 2 săptămâni. V-ați mișcat repede? M-am mișcat foarte repede. Și bănesc că ați stat foarte mult în atelierul de creație, foarte multe ore, nu? Da, nu cred că am dormit în ultimele 2 săptămâni decât 10 ore, dar e foarte important rezultatul acesta. Și v-ați alimentat? V-ați hidratat? Păi uite, chiar îmi spune cineva acum că, doamne, cât de mult ai slăbit, mai mult decât erai înainte, dar eu zic că sunt bine, e ok. Nu, arătați bine, cam câte kilograme ai slăbit în astea 2 săptămâni? Păi vreo 6 kilograme. Aveam în jur de 59, ieri cântărită aveam mai puțin. Nu știu că nu o să îmbrăcați din nou rochia de mireasă? Tu vei ști primul. Părațiu, fără tine nu se poate. Deci, cu siguranță tu vei ști. Cred că o să mai copilăresc un pic, pentru că să știi că nu e rău să fii singur. Uite, am putut să fac mult mai multe evenimente, mult mai multe lucruri legate de cariera mea profesională decât înainte și sunt foarte bucuroasă și mulțumită.